Bibliotecarii din comunele județului au mai rar prilejul să fie cunoscuți la oraș, dar conducerea bibliotecii județene Ia Basarabescu nu i-a uitat, motiv pentru care mâine cei mai buni dintre ei vor fi invitați la sediul bibliotecii județene și premiați. 23 aprilie mai înseamnă și împlinirea unui an de la lansarea proiectului Colecția Biblioteca Giurgiuveană. Acest volum cu numărul 1 a fost lansat la 23 aprilie 2014. Acum lansăm volumul cu numărul 17. Ultimul volum care a văzut lumina tiparului sub egida colecției Biblioteca Giurgiuveană este Fabule de Vasile Militaru, scriitor important care își leagă numele de localitatea Vărăști. Finalul întâlnirii va aduce în fața giurgiuvenilor două autoare tinere care au publicat la editura Tritonic. Vom avea posibilitatea să cunoaștem două autoare tinere care scriu thriller. Una dintre ele s-a lansat ca scriitor în America, e vorba de Monica Ramirez, care a publicat 7 romane în Statele Unite și acum le publică și în România, de Ana Maria Ionescu. Întâlnirea de mâine de la sediul central al Bibliotecii Ia Basarabescu va începe la ora 12 și sunt așteptați să participe toți iubitorii de carte.